Doamne, mulțumesc, Doamne, mulțumesc, Doamne, mulțumesc, pentru numele Domnului Sfințite, pentru de bine cuvintați. Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu nostru, miluiește și mântuiește pe noi. Amin. Dacă toți sunteți în picioare, haideți să păstrăm un moment de reculegere pentru Părintele Bărnașii. Dumnezeu să-L ierte, să-L odihnească. Mulțumim! Vă rog, luați-o. Dumnezeu să-L ierte, să-L odihnească. Doamne, ajută, bună seara, bine ați venit, bine ați revenit. Slavă Lui Dumnezeu că ne-am adunat într-un număr cât de cât încurajator. Mulți ar mai fi venit, însă au plecat la slujba de priveghere la citirea stâlpilor, la Biserica Sfântul Silvestru, în cinstea Părintelui Nicolae Bărnașiu, care a început tot așa la orele 18. Înainte de a intra propriu-zis în seara de duminică și în conferința noastră parohială din această seară, pentru că mulți m-ați întrebat, Părintele Nicolae Bărnașiu, adică slujba, cinstea Părintelui Nicolae Bărnașiu, mâine va fi așa, programul funeral va fi următoare. Sau va fi următor. La orele 8, la Biserica Sfântul Silvestru, va începe vedrenia și Sfânta Liturghie. La orele 11, tot la Biserica Sfântul Silvestru, ai atenție, aici au făcut mulți confuzia. Deci tot la Biserica Sfântul Silvestru va fi slujba Prohodimii și la orele 14, slujba Încumării în mormântul Părintelui din cimitirul Sfintei Mănăstiri Cernica. Mulți au spus că e slujba înmormântării la Cernica. Nu. Slujba înmormântării este la orele 11 la Biserica Sfântului Silvestru, unde a slujit de 40 de ani. Apoi, Încumarea se va face într-adevăr în cimitirul Mănăstirii Cernica. Revenind, în această seară spuneam că avem un mijlocul nostru pe mie îmi place să spun mărturisitorul Cornel Constantin Ciomâzi. Cei mai mulți dintre dumneavoastră știți despre cine și despre ce este vorba. Lucrările domniei sale de referință sunt lucrarea și se întorc morții acasă. Le avem aici, le puteți cumpăra. Sunt acolo în spate, într-un mic pancar, amenajat în acest sens. Domnul Cornel Constantin Ciomâzcă mărturisește. Are lucrarea lui tainică și binecuvântată de Dumnezeu și cu poporul drept credincios pe care îl slujește în cuvânt sau prin cuvânt și sunt convins că îl slujește acest popor și prin rugăciune, reflecție, reculegere și meditație. Așa se explică, în acest fel se explică că iată din când în când iese la rampă, iese la propovăduire și la mărturisire în public, în cetate, fie în mod scris, mai publicând câte o carte, fie în mod verbal, prin conferințele pe care le susține și le prezintă în diferite locuri, pe tot parcursul acestei țări și în interiorul acestui popor și neam, zicem noi, binecuvântarea de Dumnezeu. Eu sunt tare bucuros că a venit, că a reușit să poposească în această seară aici, în mijlocul comunității noastre parohiale, pentru care fac îi mulțumesc în mod deosebit. Este prins și la simpozionul internațional ce urmează, începe mâine, în cinstea Părintelui Constantin Galeriu. Sigur, probabil va încerca și poate va și reuși să stea și la înmormântarea Părintelui Nicolae Bărnașiu. Are un program, o agendă încărcată, că tot am pomenit de Părintele Galeriu. De mâine până miercuri va fi un simpozion internațional la Facultatea de Teologie, în cinstea Părintelui, fiindcă se împlinesc 100 de ani de la nașterea sa, cea pământească, pe 21 noiembrie 1918.
și 15 ani de la nașterea sa cea cerească și veșnică, pe data de 10 august 2003. Motiv pentru care și noi, parohia noastră, duminica următoare, tot la orele 18, în cadrul următoarei conferințe parohiale sau servul comunicești, îl vom evoca tot pe Părintele Constantin Galeriu, Părintele Galeriu din Leacu Țară. Și atunci va veni să ne vorbească Părintele Profesor Universitar Dr. Vasile Gordon, slujitor la Biserica Sfântului Ilie Gorgan de aici, din București, ucenic și doctorand al Părintelui Constantin Galeriu. Și totodată, atunci va veni în mijlocul nostru, așa cum a făcut și anul trecut, se potrivește să vină amândoi exact la un an și în aceeași formulă, va veni și Părintele Bogdan Bădiță, producător general de trepte Trinitas, care a realizat un DVD documentar închinat Făuritorilor cu Mari Uniri și totodată lucrează la un DVD în cinstea Părintelui Constantin Galeriu și care, deci și Sfinția sa, ne va vorbi în contextul anului centenar despre Făuritorii Mari Uniri. Iar atunci, seara, duminica viitoare, vom vorbi, practic, și de Părintele Constantin Galeriu, dar vom face un mic medalion, dacă putem spune așa, în memoria, vorbind și despre Părintele Nicolae Potașin, fiindcă, domnule Ciomâscă, dumneavoastră l-ați întâlnit în urmă cu 3 săptămâni, iar noi l-am avut aici în urmă cu o lună, și în urmă cu o lună și o săptămână. Mai precis, pe 7 octombrie a avut conferința aici și a fost ultima lui conferință în contextul sau în cadrul unei parohii și a unei biserici. Ultima lui seară duhovnicească la care a participat ca invitat. Iar la săptămâna, pe 14 octombrie, iarăși a fost în mijlocul nostru când s-a lansat cartea Părintului Justinian II, care este Părinții Arsenie, Papa Cioc și Petronica Nase. Și când a venit și Sfinția sa, în calitate de covorbitor, fiindcă i-a cunoscut pe amândoi mari părinți duhovnicești, Arsenie Papa Cioc și Petronica Tănase, și a venit, fiind întotdeauna întâmpinat și primind aici multe căldură. Așa încât biserica aceasta, parohia aceasta, îl trecește cu recunoștință într-un mod deosebit, mai cu seamă că i-a fost diriginte Părintului Parohic Mobilu, i-a fost profesor la seminarul teologic de aici, de la Ministeria Ramecoară din București. Mulțumim că ați venit, mulțumim că sunteți în mijlocul nostru, iertați întârzierea, țineți cont și de trafic și de aglomerație și de toate, dar ne bucurăm că suntem totuși aici, că am reușit să ne întâlnim, să ne adunăm și cred că în această seară vom lămuri, vom limpezi problema harului, a harismelor și a truismelor. Aceasta este tema, subiectul despre care va vorbi sau pe care va aborda și trata Domnul Ciomâscă. Har, harisme și truisme. Bine ați venit, Doamne ajută!